Bună ziua, dragi prieteni! Eu sunt bucuroasă să vă văd din nou la canalul nostru. Astăzi eu am pregătit niște lipii, turte, sau noi acasă le mai spuneam și regiunea mea, cred că și acum le mai spune palaniță. Ele se fac din cartofi și cu puțină făină, dar eu astăzi am adăugat și ceapă verde și mărar. Sunt foarte aromate, frumoase și numai bune de mâncat. Dacă vă plac rețetele noastre, abonați-vă la canal, puneți un plus, dați un share, dar noi ne uităm de ce ingrediente avem nevoie și modul de preparare. Pentru aceste minunății avem nevoie, în primul rând, de cartofi. Cartofi să fie fierți și răcoriți. Eu am aici 5 cartofi, eu i-am cântărit și în grame sunt 550 de grame. Făină, eu am aici 220 de grame. Poate să margă uneori mai mult, uneori mai puțină făină. Eu am să vă arăt ce compoziție trebuie să fie luată. Și aici am jumătate de linguriță bicarbonat de sodiu. Sau puteți să mai adăugați și praf de copt. La dorința voastră, ce iubiți voi, ce adăugați. Aici eu am și verdețuri, am ceapă verde și mărar. Voi dacă doriți, adăugați acestea, dacă nu, omitiți-le. Și am aici sare, jumătate de lingură, că cartofa e foarte mult sare, de aceea vreau să vă spun că sare după gustul vostru, să vă orientați și voi. Și deja am aici 30-40 ml ulei, cu care voi unge turtele noastre sau lipiile. Și 2 căței de usturoi, eu îi voi pisa aici în ulei. Dar dacă voi doriți, puteți să adăugați și mai mult usturoi sau să nu adăugați deloc. De exemplu, eu iubesc foarte mult usturoi, soțul nu iubește. De ce eu adaug măcar puțin? Dar să fie după mine, eu aș adăuga încă 2 căței. Mai întâi de toate, la ulei adăugăm usturoiul. Vreau să vă spun că puteți adăugați aici la ulei și diferite ierburi uscate, mărar, pătrunjel, oregano, orice doriți voi ca să dai așa un miros la ulei. Dacă, asta desigur dacă nu veți adăuga ierburi în turte. Într-un bol mai încăpător adăugăm cartofii. Cartofii nu trebuie să fie călduți, fierbinți, trebuie să fie răcoriți bine, bine. La cartofi adaug deodată și sarea și mărunțim bine, bine, îi facem în piurie. Eu am terminat să mărunțesc bine, bine cartofii și acum eu voi mărunți ceapa. Eu am aici 3 cepe, dar voi, cum v-am spus, doriți puteți să adăugați, doriți nu. Eu am terminat să mărunțesc ceapa, o mărunțim așa bine, bine să fie mărunțită. Și acum mărarul. Eu am terminat să mărunțesc bine, bine și mărarul. Și acum adăugăm la cartofi ceapa verde cu mărarul. Cernem făina. Făina nu o cern toată, mai las puțină. Adăugăm și bicarbonatul de sodiu sau praful de copt și amestecăm totul bine cu o lingură sau puteți de la bun început să frământați cu mânuțele. Oricum, noi trebuie să-l frământăm și cu mâinile. Eu cred că îmi voi băga mânuțele. I-am adăugat și cealaltă făină. Și iată, cu șaluatul nostru este gata. La mine a mers 220 de grame de făină. Eu am terminat de frământat aluatul. Acum am să vă arăt cum el este. El poate să mai fie puțin, puțin lipicios. Priviți, așa puțin, puțin se mai e pe mână. Aceasta este ok, nu mai trebuiește de adăugat făină. El este elastic, moale și puțin lipicios. Îl punem într-un săculeț sau iată așa îl învelim în folie de plastic și lăsăm pe masă să se odihnească 30 de minute, o oră sau chiar și peste noapte. Puteți să lăsați așa pe masă din bucătărie. Dimineața vă sculați și le coaceți pentru mic dejun. Cum doriți, eu îl voi lăsa cred că 40 de minute, nu mai mult. La mine a trecut 40 de minute, aluatul este odihnit bine și acum pe masa de lucru presurăm făină și acum adunele eu nu voi face, nu este nevoie, așa mâna puțină cu făină să fie și tăiem câte o bucată de aluat, depinde cât de mare voi doriți să le faceți, dar ele trebuie să fie subțiri, priviți atât cum el încă se lipește puțin, dăm așa prin făină. Ele se fac subțiri, subțiri. Deja pe foc eu am pus tigaia la încălzit, fără ulei. Noi le coacem pe tigaie, doar fără ulei, fără nimic. Și le întindem.
așa, subțiri, subțiri. Și dacă doriți, puteți să o coaceți așa, dar dacă doriți să fie rotundă, frumos, o tăieți cu un capac de la o cratiță, cu o farfurie sau atașat cu un cerc ca la mine. Dar dacă vi se primesc cât de cât rotunde, coceți-le așa, nu-i nevoie să le tăieți cu nimic. Dar la mine nu se primesc perfect rotunde. Iată așa, priviți cât este de frumușică. Tigaia deja este încălzită. Eu le voi coace la foc mediu. Și le coacem 2 minute pe o parte și 2 minute pe partea cealaltă. Și tot așa le facem pe următoarele. Cât am întins a doua, prima deja este coaptă pe o parte, o întoarcem. Priviți cât sunt de frumușele. Aici am pregătit uleiul cu usturoi și cum întorc pe tigaie pe partea cealaltă, aici o un cu ulei. Da, ce aromat este! Și lipia noastră, turta noastră este gata. O luăm. Și cu partea pe care este unsă cu ulei, o punem pe farfurie în jos. Iată așa. Dar pe partea cea slantă, cum vedeți, nu o ung. Și deja pe a doilea, cu partea unsă, voi pune aici deasupra. Iată și a doua, punem la cop. Dimensiunea la cercul acesta care eu tai are 20 cm, dar aici depinde de tigaia voastră, de mai multe depinde. Și vreau să vă spun că la întins mai aveți nevoie de 100-150 grame de făină. După cum vedeți, făină trebuie permanent să fie pus pe masă. Este gata și a doua, priviți, cu partea care am uns-o cu ulei, pun deasupra. Dacă doriți, puteți să le ungeți cu ulei și pe o parte și pe alta. Dar pentru noi este așa ok, nu sunt deloc uloioase, sunt numai bune. Eu am terminat să fac toate turtele. Priviți-le, acestea sunt ultimele două. Nu le-am tăiat cu cercul, iată așa cum s-a primit, așa sunt. Vreau să vă arăt cât de fine sunt. La mine s-au primit 14. Sunt foarte, foarte fine. Și acum eu, pe care le-am făcut ultimele, le voi întoarce să fie primele de dedesubt, iată așa. Și le învelesc cu folie de plastic, cu un șervițel și le las pe 10 minute. Și putem să mâncăm, da? La noi a trecut 10 minute, sunt călduțe, numai bune de mâncat. Dar degustarea, desigur că o face Ilinca, ea foarte mult le iubește. Foarte, foarte delicioasă. Vorbesc cu gura plină, dar n-am răbdare. Sunt nemaipomenit de delicioase. La mic dejun, în loc de pâine, puteți să le folosiți la drum, la școală, orice unde. Vreau să vă spun că usturoiul se simte așa de departe, ușor și delicios. Vă recomand și vouă această rețetă, dar noi am ajuns la sfârșitul și aceste rețete. Dacă vă plac rețetele noastre, abonați-vă la canal, puneți like, scriți comentarii, urmăriți-ne pe pagina de Facebook, pe Instagram, dar eu vă spun pe curând și ne vedem la o nouă rețetă!